Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai prima dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Este episodul cu numărul 29 din cel de-al patrulea sezon al emisiunii. Suntem în Zodiac sub semnul Leului. E o zodie foarte puternică. E o zodie cunoscută pentru atât pentru slăbiciunile celor născuți în ea, căci sunt exagerat de sensibili, de supărăcioși, de frustrați și de acuzatori, dar și pentru calitățile pe care le au, pentru că sunt altruiști, sunt pozitivi, sunt adesea romantici și foarte, foarte loiali. Fiți și dumneavoastră la fel de loiali, asemenea lor, și abonați-vă gratuit la canalul nostru de YouTube. O să vedeți premierele, cum este aceasta de astăzi, și o să puteți să revedeți emisiunile care v-au plăcut. Dezbatem astăzi o temă, să spunem, de interes permanent. E vorba de tema siguranței rutiere, siguranța în trafic. Și anume, secretele evitării accidentelor, așa zis, inevitabile. A avut loc un accident, a fost inevitabil. Adevărul e că nu prea există accidente inevitabile. Există foarte multe greșeli care au fost făcute înainte să se producă aceste accidente. Suntem în plin sezon al vacanțelor. Siguranța rutieră ar trebui să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi când plecăm cu mașina într-o excursie, într-o vacanță mai lungă sau mai scurtă. Și am vrut să aflu care sunt ingredientele, cu ghilimele, secrete, care ne pot feri de numeroasele pericole care pot să apară pe șosea și să ne asigure o călătorie fără incidente. Și toate lucrurile astea m-am gândit să le aflăm de la un specialist cu experiență, recunoscut, drept care l-am invitat astăzi în emisiune, pe domnul Costin Tătuc. Este specialist în siguranță rutieră. Nu este pentru prima oară în emisiunea noastră, așa că vă spun mulțumesc că ați acceptat din nou invitația mea. Bună ziua, am acceptat-o cu mare drag. Este o ocazie de a dezbate câteva aspecte poate mai puțin cunoscute despre accidentele de circulație și orice asemenea demers este util pentru a evita implicarea în asemenea evenimente nedorite. Cu alte cuvinte, picătură după picătură, facem un ocean de informație. Prima întrebare pe care am primit-o pentru dumneavoastră, că am făcut așa am pus pe Facebook și ce să-l întreb pe invitatul meu. Da. Și prima întrebare a fost așa: care sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere, nu toate, ci astea pe durata vacanțelor, și cum am putea să le evităm? Păi aș porni de la o idee puțin, știu eu, teoretică, și anume faptul că, în general, accidentul de circulație este multicondiționat. Atunci când se dau publicității statistici, se insistă pe principalele cauze ale accidentelor de circulație. De ce? Pentru că este mult mai simplu de transmis un mesaj preventiv. În realitate, un accident de circulație are întotdeauna o cauză principală, una sau mai multe cauze secundare, niște împrejurări favorizante și niște factori care concură cumva la treaba aceasta. Și să desfacem puțin ideea foarte pe scurt. O cauză principală poate fi, de exemplu, graba sau viteza, da? O viteză neadaptată de regulă. Bun, cauze secundare pot fi neatenție generată de un apel telefonic, da? Un telefon mobil, știu eu, orice, o discuție cu partenerii de drum. De regulă, când se pleacă în vacanță, suntem entuziaști, suntem deschiși, da? Și avem, cum să zic, tendința de a ne implica în discuții înflăcărate. Bun, o altă cauză secundară, de exemplu, ar putea fi pur și simplu oboseala. Pentru că foarte mulți pleacă în vacanță, da, la ore matinale, la care de regulă nu conduc. Știu persoane care preferă să plece la mare dimineața la ora 4. De regulă, în viața de zi cu zi, la ora 4 încă doarme, se trezește la 6 cel în cauză. E, plecând așa mult mai devreme și nefiind suficient odihnit, iarăși ai o predispoziție în a încălca regulă. Și în loc să prindă răsăritul, s-ar putea să prinzi, cum să zic, un necaz, adică un accident, și lucrurile astea să te ducă în altă zonă. Pe lângă asta, mai sunt, am spus, niște factori favorizanți. Factori favorizanți care de regulă pot consta în comportament, știu eu, inadecvat al partenerilor de drum. De câte ori n-am fost puși în situația de a evita producerea unui accident pentru că altul ne-a tăiat fața, nu ne-a acordat prioritate și așa mai departe. Un alt element ar putea fi, de exemplu,
o reflexie luminoasă. Să nu uităm că în diminețile acestea senine de vară, diminețile toride, soarele este foarte puternic și există posibilitatea unor reflexii luminoase în clădiri, în panouri publicitare și așa mai departe. Și pentru câteva fracțiuni de secundă ești pur și simplu orbit. Suficient ca treaba asta să se întâmple într-un context dificil de trafic și să vezi foarte târziu sau să nu vezi pur și simplu că ești în pericol. Un alt element ar putea fi, de exemplu, o problemă de natură medicală sau psihologică. Și să nu uităm că sunt oameni care, deși cunosc faptul că se află sub anumite tipuri de tratament, nu ezită să plece la drum chiar dacă au contraindicații din acest punct de vedere. Adică medicul recomandă să eviți conducerea și mai ales pe distanțe lungi. Alții pleacă la drum după ce, știu eu, se află într-un context psihologic încordat. Să nu uităm că acum a fost perioada examenelor la de bacalaureat, de treaptă și așa mai departe. Oamenii pleacă în vacanță imediat după examen, dar așteaptă rezultatele și de fapt cu gândul unde sunt. Aoleu, ce-am făcut acolo? Ce-a făcut copilul? Oare o fi bine? Oare o fi rău? Noi plecăm în vacanță, dar toate chestiile astea se suprapun cumva. Ei, în momentul în care aceste elemente, știu eu, își pun amprenta, atunci apare și această posibilitate sporită a producerii accidentului de circulație. Deci accidentul, chestia asta cu cauzele principale, da, o putem discuta. Și v-am spus, ca întotdeauna, pe timp de vară, cauză principală în general, pe primul loc viteza, pe locul 2 este indisciplina pietonilor, care și ei sunt la fel de grăbiți pe timp de vară, da? După aceea, pe locurile 3 și 4, neacordarea priorității pietonilor și vehiculelor, ne grăbim și atunci asta e, forțăm nota. Și culmea, pe locul 4, a urcat foarte mult în disciplina bicicliștilor. Bicicliștii ce se întâmplă? Au devenit din ce în ce mai numeroși. Este normal, este un mijloc de deplasare eco, este sănătos. Numai că noi nu avem infrastructura necesară pentru a separa fluxurile de trafic. Iar bicicliștii nu au carnet de conducere a bicicletei. Deci ei, mulți dintre ei nu cunosc regulile de circulație și circulă așa cumva la instinctual, să spunem. Adică cum îi taie capul. Mai grav decât atât, asistăm în marile localități, deci în mediul urban, la o chestie foarte interesantă. Bicicliștii moderni încep să împrumute din obiceiurile motocicliștilor. Și o să vedeți că nu mai circulă pe lângă trotuar și că încearcă să se încadreze printre mașini. Exact. Nu traversează coborând de pe bicicletă, ci traversează petrecerea pentru pietoni, dar în timp ce se află pe asemenea vehicul și expunându-se riscului de accidente. Deci acum o să vedeți că sunt mulți bicicliști care încep să poarte casca de protecție, dar pe lângă casca de protecție mai poartă ceva, căștile în urechi, pentru că ascultă muzică, pentru că știu eu urmăresc tot felul de emisiuni și așa mai departe. Și lucru care e pericolul aici? Păi pericolul aici este că odată ce ești concentrat pe ceea ce auzi și mai puțin ești concentrat la ceea ce se întâmplă pe drumul public, riscul de a fi implicat în accident este foarte mare. Deci, practic, tu nu auzi ce se întâmplă în jur, că sunt și semnale sonore care îți semnalează că există un pericol. Eu am rămas uimit să văd într-o dimineață la semafor că a apărut lângă mine un asemenea biciclist. Era un livrator, trebuie să recunosc treaba asta. Nu o să dau și firma, dar era un livrator și care avea pus pe ghidonul bicicletei pe suport un telefon mobil. Eu am crezut inițial că este ca un fel de GPS, cum folosim și noi, Waze-ul, da, în trafic și așa mai departe. Când am fost un pic mai atent, am văzut că acolo rula un film. Omul avea căștile pe urechi, avea filmul ăla. Și atunci, într-un asemenea context, riscul este foarte mare. Gândiți-vă că poate că există o fază interesantă în filmul ăla, dar nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă pe drumul public. Și mai e ceva. În general, bicicliștii noștri nu semnalizează schimbarea direcției de mers, nici prin ridicarea brațului în plan orizontal așa cum ar trebui și cu atât mai puțin prin folosirea unor sisteme de semnalizare cu LED-uri care acum sunt accesibile și care ar fi extrem de utile. Lucru care surprinde de foarte multe ori șoferii. Mai ales că mulți șoferi, nici ei, la rândul lor, nu mai semnalizează. Nu semnalizează. Exact. Și acum ajungem la... Am văzut la campania Treaz la volan, care e, cred că e în al 9-lea an, e o campanie permanentă, sunt două luni de vârf, așa, iulie-august, lunile de concediu, și 10 luni de, să zic, normale, da? E o informare permanentă. Am văzut acolo următoarea informație.
greșelile pe care, micile greșeli pe care le facem zilnic și care devin obiceiuri. Da. Că dacă ai făcut, dacă n-ai semnalizat o dată, de două ori, de trei ori, de fapt, ai ajuns să nu mai semnalizezi. Și cineva mi-a spus în felul următor. Zice, păi de ce să semnalizez? Nu era nimeni în spatele meu. Răspunsul este că da, tu nu semnalizezi atunci, nu semnalizezi a doua, a treia oară și la un moment dat s-ar putea să fie cineva în spatele tău să nu semnalizezi. În afară de asta, prevederea legală, norma, legea, da, în sine obligă la semnalizarea schimbării direcției ori de câte ori. Nu scrie nicăieri că trebuie să fie exact, sau nu trebuie cineva. Să fie cineva sau nu, să vezi pe cineva sau nu. Exact. Bun. Ca măsuri preventive, văd așa, unu, nu plecați noaptea târziu sau dimineața foarte devreme, pentru că nu numai tu ești adormit pe drumul public, și alții adormiți circulă la ora aceea pe drumul public și din interacțiunea celor doi adormiți s-ar putea să se nască un accident cu victima. Categoric da, și eu cred că cel mai bun sfat aici ar fi nu plecați la drum fără să fiți odihniți suficient. Pentru că întotdeauna este foarte bine să te odihnești cum trebuie înainte de a pleca la drum, să dormi, da? Pentru că riscul acesta de a țipi la volan este foarte mare. E adevărat că autovehiculele de fabricație recentă au tot felul de sisteme care sunt menite să ne atragă atenția. De exemplu, există acel sistem... De obicei le dezactivăm, nu? Ar fi un gest irresponsabil, părerea mea, pentru că ele sunt în dotarea standard a autovehiculelor moderne tocmai pentru a ne feri de riscul accidentelor. Gândiți-vă că este acest sistem care percepe traiectoria vizuală și observă de câte ori privirea noastră cade, ca să zic așa, de la nivelul orizontal, astfel încât în momentul în care se constată că treaba asta depășește o anumită frecvență, apare, ați văzut, simbolul acela cu cafeluța la bord și apare un semnal sonor. Asta ce înseamnă? Că ar trebui să tragem undeva pe dreapta? Deci nu înseamnă că ai călătorit foarte mult și că trebuie să te oprești, ci că dai semne exact de oboseală vizuală care înseamnă că s-ar putea să adormi la volan. Exact. Apoi sunt aceste sisteme care avertizează ori de câte ori părăsești cumva traiectoria, banda de circulație. Și să nu uităm că nu în mod întâmplător, cel puțin pe drumurile naționale deschise traficului european și pe autostrăzi, marcajul lateral, longitudinal, este din acela de tip rezonator, tocmai pentru a te trezi, pentru a semnala că ai o deviere de la traiectorie. Cred că totuși ar fi bine să fim atenți, pentru că unele drumuri nu sunt suficient marcate și mă gândesc camerele acelea de pe mașină nu văd faptul că într-o anumită zonă nu mai e marcaj. Da. Și atunci s-ar putea să ieși în afara benzii respective? Categoric. Deci nu trebuie să ne lăsăm numai pe sistemele acestea cu care sunt dotate autovehiculele. Sunt multe ipostaze, multe situații în care s-ar putea ca ele să nu funcționeze eficient, ca ele să fie influențate cumva negativ. Și atunci sarcina mea este ca un șofer conștient și responsabil, mai ales când știu că plec cu familia la drum, când plec cu copiii, să mă odihnesc cum trebuie, să plec în deplinătatea capacităților medicale, ca să zic așa, psihice și fizice, astfel încât să pot să fac față unui anumit traseu. Bineînțeles, este foarte important să îmi planific bine călătoria. Este important ca mașina să fie verificată din timp și să fie pusă la punct, ca să zic așa, adică să fie corespundă din punct de vedere tehnic unei călătorii mai lungi. Mi-aduc aminte în vremea copilăriei când tata, să ierte, punea în portbagajul mașinii pe lângă bagaje, aveam și capac de Delco, aveam și plutitor, aveam și jiglere, aveam și curea de ventilator și așa mai departe. Așa erau mașinile atunci. Exista riscul ăsta să rămâi cumva în ban. Dar exista și priceperea de a repara mașina exact pe marginea drumului. Și chiar dacă nu te pricepeai tu, era un alt șofer care se pricepea, însă fără piese nu avea cum să-ți repare mașina, așa că era bine să ai de toate la tine. Acum mașinile sunt clar net superioare din punct de vedere tehnic, cu toate astea o revizie înainte de a pleca la drum este recomandată. Mai ales la pentru drumuri foarte lungi. Exact, exact. Ce ar mai trebui să avem la noi, așa, într-un kit minim din ăsta? Ok, nu mai îmi iau capac de Delco și asta sunt la o firmă de asistență rutieră. Dar ce ar fi important să avem în mașină care să ne ajute să micșorăm riscul de a avea un accident? Păi, în primul rând, trebuie să fim dotați, ca să zic așa, cu tot ceea ce este necesar pentru o eventuală, știu eu, disfuncționalitate în ceea ce înseamnă ajungerea la timp.
Deci cu alte cuvinte, adică îți plecăm. S-ar putea să întârzi mai de, mult decât este cazul. Da, și atunci în să chitul de vacanță, da? Principalul instrument ar fi să plecăm mai devreme la drum. Să plecăm mai devreme la drum și să ne luăm această marjă de timp pentru, știu eu, evenimente neprevăzute pe de o parte, pe de altă parte. Bineînțeles, avem o mică rezervă de apă, rezerva de combustibil să fie clar mai mare decât distanța de parcurs, pentru că există această tendință generală, scam de unde se iau benzină, nu e o problemă, dar să nu uităm că noi avem autostrăzi în România care n-au niciun fel de stație PECO, da? Niciun fel de stație de distribuție a carburanților, încă. Da? Și asta ar fi absolut de avut în vedere, clar. Bun. Apropo de kitul ăsta de siguranță, mașina are acolo niște triunghiuri reflectorizante. Da. Am văzut următoarea... Eu am învățat așa. Triunghiul reflectorizant se pune... Și nu unul, ci două. Da. Se pune cu vreo 50 de metri înainte de mașina ta. Da. De ce? Rolul lui este să te vadă cei care vin, că s-ar putea să fii într-o curbă, așa, tu să fii pe partea carosabilă, să vină cu viteză, să nu mai aibă timp să frâneze. E, pe cei mai mulți i-am văzut, scot triunghiul și îl pun lângă mașină. Da, nu mai are nimeni timp să mai facă nicio operațiune de frânare. Ok, dacă drumul e lung și drept, te vede chiar, din timp. Chiar da? Și așa, legea prevede minim 30 de metri. 30? Minim 30 okay. de metri. Și atunci este clar, cu cât viteza cu care se circulă pe drumul respectiv este mai mare, distanța aceasta trebuie să fie mai mare. Deci pe autostradă ar trebui să... Ah, nu, că pe autostradă nici nu pot să... Autostradă, în principiu, n-am voie să opresc. E adevărat că pot să fiu imobilizat pe banda de urgență în situația în care, într-adevăr, e o, cum să zic, avarie tehnică majoră și nu mai permite continuarea deplasării. Dar și acolo, e clar, odată ce am scos mașina pe banda de urgență... Ce facem cu șoferii români care opresc pe autostradă, deși este complet interzis, doar în cazuri de extremă urgență și te duci la telefonul ăla și suni și vine asistență rutieră și așa mai departe. I-am văzut oprindu-se fie pentru nevoi naturale, nu spun care, fiecare să mănânce un sandwich și stau pe banda aia de siguranță care are un cu totul alt rol. În străinătate, dacă s-ar întâmpla așa, îți pierzi permisul, e o amendă foarte mare, cum s-ar spune, ți-a și capul poliția. La noi pentru asta deocamdată nu se ia permisul, în schimb, într-adevăr, cuantumul amenzii este foarte ridicat și ar trebui să descurajeze. Cu toate astea, să nu uităm că înăsprirea legii care în ultimii ani s-a produs într-o manieră succesivă și iată, ultima modificare legislativă a fost la sfârșitul lunii iunie și a fost o creștere, dacă vreți, a numărului punctelor de penalizare la anumite abateri, ar trebui să descurajeze treaba aceasta. Din păcate, mulți nu-și dau seama că riscul de accident este foarte mare și că, până la urmă, asemenea sancțiuni sunt menite să educe, astfel încât să nu ajungi în situația riscantă respectivă. E o vorbă, frica păzește pepenii. Dacă începi să nu-ți mai fie frică de nimic, s-ar putea să fie o mare problemă, pentru că în momentul acela ai senzația că ești un foarte bun șofer, că ești stăpânul șoselei și tocmai atunci s-ar putea să te trezești că se întâmplă necazul. Apropo de ce înseamnă un foarte bun șofer, am stat de vorbă de-a lungul timpului cu mulți conducători de vehicule și unii îmi spuneau, ei se consideră foarte buni pentru că au obținut permisul din prima încercare. Doamne, felicitări, da, asta e o treabă bună, dar nu înseamnă că ești a la lung cel mai bun șofer. După aceea, alții îmi spuneau, dom'le, păi eu n-am avut accidente până acum. Hai să nu uităm că s-ar putea să nu se fi întâmplat să se suprapună factorii de care vorbeam la începutul emisiunii pe de-o parte, pe de-altă parte s-ar putea să fie contribuit la treaba asta și comportamentul preventiv al celorlalți participanți la trafic. Alții îmi spuneau, băi, eu n-am plătit amenzi. Păi n-ai plătit amenzi pentru că, iarăși, capacitatea de impunere a legii deocamdată e destul de limitată. Adică numărul de polițiști este destul de mic, iar sistemele acelea de monitorizare care sunt omniprezente în Occident, la noi deocamdată abia se discută de faza aceasta de proiectare și de implementare. Așa că e mult de discutat aici. O să discutăm după o scurtă pauză în care o să vă rog să vă gândiți deja de pe acum care sunt cele mai comune greșeli pe care șoferii le fac când conduc pe drumuri necunoscute de ei și cum le-ar putea evita. Revenim după o scurtă pauză publicitară.
să încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Ceva probleme cu cazul Coldea. Le recunoști? Da. Doar în fața Marii Adunări Naționale, pe care ai desfințat. Am mai recunoscut unul în fața Marii Adunări, dar n-am mai apucat, adică. Săracul. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sfere de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Căutăm și bineînțeles găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Care este motivația pentru dezvoltarea afacerilor în moda românească? Discuția despre primare acaparează atenția pentru că toți se gândesc și este firesc așa la ceea ce este mai aproape. Aveți o poză cu Florian Coldea? Că înțeleg că asta e noua, noua modă. N-am și sunt singurul om care am curaj să spun că până în 2017 l-am cunoscut, adică am avut multe întâlniri. După 2017 n-am mai vorbit cu el, eu am inventat termenul binom. Ce face megastarul și maestrul? Eu am mai apărut la televizor. Da, știu. Acum te preia și Canal 33, te-a făcut vedetă, gata. Da. Domnul Harman, uite, chiar acum am primit o știre, matematicienii, nu, e foarte serios, nu pot fi de acord cu ce înseamnă egal și aceasta e o problemă. Despre credite, fiindcă ele sunt fie aliații noștri, fie dușmanii noștri. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? În seara aceasta avem alături de noi patru invitați speciali. Avem aici, după cum spuneam, doi masculi. Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. A început o efervescență destul de mare prin Statele Unite cu procese penale. Domnul Trump a fost condamnat, 34 de capete de acuzare. De acum ne-a crescut să-și nouă riciu exact când să plecăm. Aoleu, păi mai stăm dacă crește. Ce e la riciu? Și să avem știri interesante, nu spun neapărat bune sau rele, că în televiziune e cinic, dar lucrurile rele care se întâmplă sunt mai interesante și de regulă dau gaz televiziunilor, dau oxigen. Ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat? Am revenit în emisie. Cum ne ferim singuri de accidente? Da, putem să ne ferim singuri, chiar dacă uneori greșelile din trafic sunt făcute de către ceilalți. Am avut un șef, am fost angajat la un moment dat într-o firmă și patronul firmei acelea mi-a spus să conduci înseamnă să previi. Adică nu te uiți numai la ce ai tu de făcut,
Trebuie să te uiți și la ce fac ceilalți. Și în mintea ta tot timpul se derulează niște scenarii de ce s-ar putea întâmpla în afara normalului care să te afecteze și pe tine. Suntem la Zodia Asigurărilor. Invitatul meu este Costin Tătuc. Domnia sa de foarte multă vreme se ocupă de partea asta de siguranță rutieră și astăzi dezbatem cum ne putem feri de aceste greșeli pe care le facem. Urma întrebarea cu cele mai comune greșeli pe care le facem ca șoferi când conducem pe drumuri pe care n-am mai fost și cum am putea să le evităm. Păi, una dintre greșelile frecvente este să te lași sedus, dacă pot spune așa, de viteză. Și de peisaj. Și de peisaj, asta vreau să spun, da. Ce se întâmplă? S-ar putea să ți se pară că traseul este destul de prietenos, de pitoresc, de atractiv și atunci să uiți puțin de limitele de viteză. Și chestia asta te poate duce într-o zonă de risc. Risc atât din punct de vedere al, știu eu, probabilității de a plăti o amendă sau de a rămâne chiar pieton dacă depășești cu mult limita legală de viteză, dar și un risc de producerea unui accident. Pe de altă parte, e frecventă încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de deplasare. Să greșești modul în care adică te încadrezi. Adică peisajul e în dreapta și drumul virează în stânga și tu te uiți la peisaj. Da. Sau, știu eu, când ajungi la niște intersecții și ar trebui să schimbi cumva traiectoria, să îți dai seama mult prea târziu că, oh, dar aici trebuia să fac stânga și n-am cum să mai fac pentru că sunt pe banda întâi și iată, până la banda a trei mai e. Asta ar fi iarăși o greșeală care se întâmplă relativ frecvent. O altă greșeală este să te încrezi mult prea mult în tot ceea ce înseamnă aplicații de trafic. Mm-hmm. Pentru că, într-adevăr, probabilitatea de a te îndruma corect este foarte mare. Adică eu cred că trece de undeva de 97, 98, 99%, dar există și un procent destul de mic, e adevărat, dar există în care aceste aplicații pot să-ți dea niște indicații eronate și atunci surpriza să fie mare. Să nu ajungi acolo cineva unde ar trebui. Cineva a modificat condițiile de drum pe o anumită bucată, iar aplicația încă nu știe. Nu este actualizată și asta în general nu neapărat la aplicațiile online, cât la aceste, știu eu, navigații care funcționează pe bază de card. Dacă nu există o actualizare a ceea ce înseamnă rețea rutieră, a o actualizare, dacă vreți, a semnalizării din zona respectivă, pentru că pot să intervină niște condiții de deviere de trafic pentru lucrări și așa mai departe. Deci, iată, și asta trebuie să fie avută în vedere. Adică să nu ne bazăm exclusiv, să lasă-mă, mă duce acolo aplicația și o să fie foarte bine. Da, trebuie să fiu cu atenția încordată, să fiu vigilent, să urmăresc semnalizarea rutieră existentă în zonă și atunci când îmi dau seama că nu stăpânesc foarte bine, nicio problemă, reduc viteza, caut un loc unde pot să ies în afara părții carosabile, mă opresc, mă orientez, mă documentez dacă e cazul, tot așa pot folosi atunci în liniște și fără risc telefonul mobil. Ca să vedeți ce înseamnă obișnuința. Astăzi venind către studioul Canal 33, am mers pe o stradă pe care trec în mod obișnuit, e o scurtătură spre drumul încoace și e o stradă foarte puțin circulată. Ea este netedă de obicei. Astăzi a apărut o denivelare în ea, probabil că s-a lăsat solul de desubt, s-a lăsat și asfaltul, pe care nu știam. Creierul era pe pilot automat. Și am trecut prin groapa respectivă cu șocul de rigoare. Nu s-a întâmplat nimic grav, nici la roată, nici la mașină, dar am zis, trebuie să fii atent chiar dacă drumul este cunoscut. Asta este una dintre recomandări. Chiar dacă cunoaștem drumul pe care mergem, drumul s-ar putea să fi schimbat chiar de cu o oră în urmă sau cu o zi în urmă. Ce recomandări aveți ca să evităm distragerile la volan? Vorbeați așa, când călătoria e lungă, devine obositoare și tu te plictisești și dacă mai ai și o stare de oboseală, ce recomandări aveți ca să evităm aceste distrageri la volan? În primul rând... Deci, evităm să ne uităm la peisaj? Nu poți să faci abstracție. Este oricum în câmpul tău vizual, dar asta nu înseamnă să te uiți insistent acolo. Să cazi pe gânduri. Exact, și să admiri numai peisajul fără să fii atent de fapt, să-ți concentrezi atenția la drum și la ceea ce se întâmplă în câmpul tău vizual pentru a putea anticipa, cum bine spuneați mai devreme, tot ceea ce se poate întâmpla, astfel încât să evităm pericolele.
Pe de altă parte, trebuie să fim atenți la folosirea acestor dispozitive electronice, fie că este vorba de telefonul mobil pentru convorbire, da? Există acum dispozitivele hands-free, dar să știți că nu capacitatea de coordonare a autovehiculului este cea care are cel mai mult de suferit. Cu, cât scade atenția dacă vorbești cu cineva din mașina ta în timp ce conduci sau cu cineva la telefon? Depinde foarte mult de subiectul convorbirii. O să vă dau un exemplu ca să înțelegem puțin ce se întâmplă. În principiu, suntem capabili de multitasking, adică avem această atenție distributivă, să zic așa. Însă, întotdeauna se produce un switch independent de voința noastră. Creierul își alocă majoritatea resurselor, undeva către ce consideră 75-78%, către ceea ce consideră că este mai important. Și acum, haideți să vedem un lucru. Am plecat în vacanță, uite, am vorbit cu șeful meu, de fapt nu cu șeful, cu colegul meu, plec și eu cu o oră mai devreme, că vreau să prind mai liber, așa, să nu prind ora de vârf, și mă scot și pe mine, dacă e cazul, în fața șefului. Am plecat, după jumătate de oră în trafic, văd că sună telefonul și e chiar șeful meu. Și atunci încep să mă gândesc, da? Oare cine m-a dat în gât, cum zice românul? Vreun coleg binevoitor sau chiar colegul cu care am vorbit? Aolo, dar stai să vezi că am uitat să-i dau de fapt situația aceea importantă șefului meu, situație care a rămas încuiată în fișier și va trebui să mă întorc la birou și aolo, ce mă deci fac? Deci șeful 80%, mașina 20%. Exact. Da? Cât, atenție. Cât timp a trecut de când am început eu să fac acest raționament? Vă spun eu, trece peste 10 secunde, da? Și atunci, hai să ne gândim, o mașină care în trafic urban, la 50 de km pe oră, viteza maxim legală admisă în oraș, parcurge de regulă în 2 secunde circa 27 de metri. Gândiți-vă că am vorbit acum peste 10 secunde. 270 de metri. Deci, mai mult de un stadion de fotbal. Merg în orb, pentru că din acei 20 și ceva la sută capacitate pe care creierul o mai alocă pentru, să zicem, ce rămâne, înseamnă și partea vegetativă, da? Respir, coordonez mișcări, însă voi merge, exact cum spuneați mai devreme, pe pilot automat. Ce înseamnă asta? Că voi pierde capacitatea de prelucrare a datelor care vin în special din zona vederii periferice. Și atunci o să văd strada ca printr-un tub. O să văd numai zona centrală destul de bine, iar din laterală totul e blurat, ca să luăm un limbaj de televiziune. Și credem atunci că vedem, dar de fapt nu vedem ce se întâmplă în jur. Exact, și de regulă din lateral îmi vine neacordarea de prioritate, din lateral îmi vine pietonul care traversează neatent, copilul care alergă. Deci cele mai periculoase lucruri se întâmplă de obicei în stânga-dreapta noastră. Sau biciclistul care virea să vireze fără să se asigure și ne apare în traiectorie și așa mai departe. Deci asta e marea problemă. Există vreo diferență între cum circulăm în țară și cum circulăm în străinătate în timpul vacanțelor? Din păcate, da. Și vă spun și de ce. Pentru că, de regulă, cei care merg în străinătate, odată ce au trecut granița, își dau seama că au două mari probleme. Unu, dacă s-ar comporta cum se comportă în țară, ar fi foarte ușor de identificat în trafic de către polițiștii de acolo și de sancționat. O să vadă lumea, unul care se încadrează aiurea, care trece frecvent de pe o bandă pe alta, care nu respectă regimul legal de viteză, care nu semnalizează schimbările direcției de mers și așa mai departe. Lucrul ăsta este o notă discordantă față de restul traficului. Și e clar că e foarte ușor de depistat, mai ales că majoritatea țărilor europene, de fapt aproape toate, cu excepția noastră și a Bulgariei cât de cât, da, au sisteme de monitorizare a traficului foarte bine puse la punct, inclusiv vecinii noștri din Ungaria, da? Bun, și atunci riscul de a primi amenzi e clar, foarte mare. De aceea, de regulă, ne ponderăm, ne temperăm, încercăm să respectăm cât putem de mult. Al doilea element este cuantumul amenzilor, care este destul de descurajant. Descurajant, exact, da. Și mai e ceva. Nu prea merge să scap de ele, pentru că îți vin acasă. De când suntem parte a Uniunii Europene, nu e nicio problemă, este o bază de date numită EUCARIS, unde sunt toate mașinile matriculate în Europa, în Uniunea Europeană de fapt. Și e foarte simplu pentru orice agenție de aplicare a legii din Occident sau din celelalte state membre să identifice mașina cu care numărul de matriculare, pe baza numărului de matriculare, să se identifice proprietarul mașinii, să-i trimite acasă scrisoarea aceea care are 6 pagini în limba în care, statul în care este matriculată mașina. Și e clar, ai două variante. A, plătești și îți dau și contul. B,
spui cine a condus, dacă n-ai condus tu. Dar nu așa că a condus, știți, Chunyan Lai. Nu, aici vii clar și spui că a condus cu tare, cu tare, cu datele personale, cu tot. Și atunci îți asumi treaba asta. Ceea ce, iarăși, este descurajant pentru cel care dorește să încalce legea. Că nimeni nu vrea să plece în vacanță și să plătească amenzi. Vrea să se bucure de... Cunosc cazul unei persoane care era în Austria. Era noapte, era pe autostradă, a întâlnit o zonă cu ceață, a aprins proiectoarele și luminile de ceață, proiectoarele pe față, luminile de ceață de pe spate. Zona aceea, pe urmă, a dispărut ceața și el a uitat luminile așa cum a fost. La mai puțin de un kilometru, mașina de poliție l-a oprit, l-a tras pe dreapta și l-a amendat pentru că luminile, proiectoarele de ceață și luminile de ceață nu trebuie folosite decât în condiții de ceață. Da. Și la noi am văzut foarte multe mașini circulând în vreme absolut obișnuită și sunt orbitoare luminile. Dacă circulă în spatele unei mașini care are luminile de ceață aprinse... E normal să fie așa, pentru că de regulă luminile acestea de ceață, vorbind de lampa de pe spate, are aceeași intensitate luminoasă ca și stopul de frână, 21 de W are becul acelei lampe. Și atunci deranjează foarte tare, într-adevăr, dacă cerul este senin, dacă vremea, vizibilitatea este foarte bună. Dar să știți că și legislația noastră prevede sancțiuni aspre pentru asemenea comportament. E adevărat, în schimb, că se aplică probabil mai puține amenzi. Deci diferența între noi și cei din afara granițelor noastre este capacitatea de a aplica niște reguli care de foarte multe ori sunt aceleași. Regulile sunt acelea, să nu uităm că toată legislația rutieră la nivel european are aceeași rădăcină, și anume Convenția de la Viena din 1968, care este ratificată de toate statele membre și nu numai din Europa, mai sunt și alte state în lume care au ratificat-o. Singurul lucru care diferă, care este particular, dacă vreți, de la o țară la alta, este regimul sancționator. Regulile sunt aceleași. Cuantumul amenzilor diferă. Și incriminarea anumitor fapte. De exemplu, că tot spuneați de Austria, o chestie interesantă pe care eu am aflat-o când încă lucram în poliția rutieră. Ne-au venit de la colegii din Austria niște permise de conducere reținute pentru consum de alcool în parcare. Și mie mi s-a părut atunci o chestie destul de ciudată. Am zis, băi, dar cum? Că omul e în parcare. Dacă... Și au zis, nu. Gândiți-vă că e vorba de parcările autostrăzilor. Întotdeauna astea sunt în afara localităților. Dacă cineva își permite să consume alcool acolo, mai devreme sau mai târziu va avea tendința să-și continue deplasarea. Da? Asta ce va însemna? Că va ieși pe autostradă, va merge cu viteză ridicată și va avea un risc de accident. Și atunci, ca să prevină asemenea situații, e clar. N-ai voie să consumi alcool în mașină, în parcările de pe autostradă. Iată, eu n-am știut treaba aceasta, am aflat-o ulterior. Dacă ești șofer sau dacă ești... Dacă ești șofer, eu vorbesc de conducător de vehicul. Și uite, așa am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Ar mai fi multe de discutat, ar mai fi multe de întrebat. Îi mulțumesc domnului Costin Tătuc, specialist în siguranță rutieră, că a fost și astăzi alături de noi. Am vorbit despre secretele evitării accidentelor inevitabile, mai ales în perioada de vacanță, când circulăm mai mult și pe distanțe mai mari. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați, asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.